Bună ziua tuturor și vă doresc o zi excelentă în continuare. Mă numesc Vasile Zecheru, sunt doctor în economie, specialitatea management și în prezent coordonator al colecției Arta Regală de la Editura Herald. De aproape 3 decenii am făcut o pasiune pentru domeniul spiritual. Totul a pornit de la teza mea de doctorat, care s-a numit Management în cultură, și atunci mi-am dat seama că, de fapt, cultura este o reverberație a ceva mai profund, a spiritualității. Și tot atunci am început să caut cărțile de la Editura Herald. Am descoperit această editură în urmă cu 25 de ani, care și-a propus un scop nobil, să aducă pe noptiera cititorului din România cărțile înțelepciunii universale, indiferent de spiritualitatea în care acestea s-au născut. Astfel am cunoscut un om minunat, pe Aurelian Scrima, cel care a avut această idee, cu care am avut o lungă și fructuoasă prietenie. Aurelian ne-a părăsit, însă împreună am pus bazele, acum 7 ani aproape, au acestei colecții minunate, intitulată sugestiv Arta Regală, o colecție elegantă care în prezent numără 15 cărți, toate adunate, dau o imagine foarte specială pentru acest fenomen inițiatic care, iată, urmărește istoria omenirii din cele mai vechi timpuri. Ultima carte din colecție este o carte pe care am semnat-o, se numește Calea regală și cele 33 de trepte ale desăvârșirii. Prima întrebare care mi-a fost adresată a fost aceea dacă există o legătură între cele 33 de trepte ale desăvârșirii și cele 33 de grade ale masoneriei, ale ritului scoțian antic și acceptat. Ei bine, este și nu este, pentru că de fapt nu sunt 33 de trepte, sunt 33 de teme fundamentale care împreună alcătuiesc fațetele unui diamant de o universitate recunoscută, acesta al procesului inițiatic. Cartea în sine s-a dorit a fi o teologie a procesului inițiatic, o descriere a specificității sale. Pe scurt, foarte pe scurt, procesul inițiatic are 2 lucrări. O lucrare lăuntrică pe care aspirantul o parcurge, așa numita lucrare de cioplire a pietrei brute, adică o lucrare de coborâre în profunzimile ființei sale, o lucrare care vizează să ajungă în centrul ființei, o lucrare care vizează cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine, pentru cei care încă nu au realizat acest lucru, înseamnă iluminarea, adică vederea luminii lăuntrice. Am văzut steaua înflăcărată, se spune în masonerie. Cea de-a doua lucrare este o lucrare în exterior. Generic vorbind, ea se numește Edificarea templului ideal al umanității, o lume mai bună, mai în acord cu ordinea universală, o lume în care să ne recunoaștem cu toții ca frați, pentru că suntem toți copiii lui Dumnezeu și între noi există o relație de interconectare, indiferent dacă ne dăm sau nu ne dăm seama despre acest lucru. Ei bine, această a doua lucrare este sortită întotdeauna eșecului dacă prima lucrare n-a fost parcursă în deplină cunoștință de cauză și cu rezultatele scontate. Cam aceasta este, pe scurt, foarte pe scurt, cartea. De la început, cartea s-a bucurat de aprecieri pozitive, nu numai din partea celor care au înțeles că există acest proces subtil al inițierii, ci și din partea unor oameni care lucrează în alte domenii, teologi, călugări chiar, autor de eseuri filozofice și chiar oameni simpli care s-au bucurat că există o preocupare în acest domeniu de formularea unor categorii, a unor concepte care să indice reperele acestei căi. Cam aceasta este. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o zi bună.